Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, continui etalarea pe care am început-o mai devreme. Acum descarc prima parte, numerele 1 și 2. Numărul 3, uneori se mai întâmplă să îl fac separat, probabil că sunteți mai aparte, sau efectiv, timpul a expirat pe acel, în acel context și a trebuit să fac spațiu pe cameră. Dragii mei, ați ales această farfurie. Și interesant. Unii dintre voi sunteți între două relații. O relație în care s-a stins pasiunea și cealaltă vă reaprinde pasiunea pentru viață. Dacă nu sunt două relații, dar hai să încep mai întâi cu primul mesaj care e mai scurt, și apoi să rămân pe categoria relații. Unii dintre voi sunteți între două case. Aici este o casă, aici este o altă casă. Probabil pentru un număr de ascultători, ca să stați într-un spațiu închis, e un sentiment, aveți acea senzație de claustrofobie și aveți nevoie să ieșiți afară. Un mesaj. Afară înseamnă multe. Înseamnă că nu sunteți chemați să creșteți spiritual. Nu știu în ce stadiu sunteți. Și creștere spirituală nu înseamnă doar să mergeți la biserică să vă rugați. Înseamnă foarte mult, foarte mult, foarte mult. Am repetat, pentru că uneori trebuie să repet. Spațiul închis e metric într-o formă sau alta, da? Este structura aceasta rigidă în care existăm, nici măcar trăim. Simțiți acea senzație de limitare, dar, dragii mei, interesant. Vi se dau semne, vi se dau instrumente de ieșire, aici e o scară, da? Vi se dau cele necesare ca să ieșiți în natură. Vedeți, aici este o femeie în natură, aici este în casă. Interesant. Cele două se privesc față în față, cele două se privesc față în față. Roșu cu verde, roșu cu albastru. Înseamnă foarte multe. Poate că de-aia trebuia să fac separat etalarea. Am înțeles. Poate, pentru un număr de ascultători, vă schimbați casele, pentru că sunt două case. Ambele vă aduc stabilitate. Însă, într-una puteți să creșteți sau veți putea crește spiritual, sau ați putut să creșteți spiritual, variază timpul în funcție de experiența voastră personală. În alta, creșteți foarte, sau ați crescut material, profesional, eventual. Nu zic profesional, cât material. Că avem verde în opoziție cu albastru. În ambele, interesant, ce este comun? Este persoana îmbrăcată în roșu. De-aia am zis că este posibil să fie două relații. Dar hai să vorbim despre două case pentru unii. Poate o casă este jobul și o casă este, eu știu, casa. Sau într-o casă ești tu cu soțul, soția, într-o casă ești o rudă cu soțul, soția, o rudă, vreun copil sau vreo rudă, da? Sunt două case. Verde ține de pământ, albastru de aer, iar sunt conexiuni. Poate că voi, punctul comun, sunt două semne de foc sau un semn de foc care experimentează. Și nu obligatoriu să fie semn de foc, poate să fie ascendent în foc, da? Sunt două persoane pasionare. Poate sunt două aspecte ale voastre, repet. Dacă sunteți semn de foc, o relație cu un semn de pământ și o relație cu un semn de aer. Pentru unii nu obligatoriu și case diferite. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Acum îmi vine mesajul.
ambele, ei se simt mai liberi decât vă simțiți voi. Dar apropo, că aici unde este focul, este și scara. Stairway to Heaven, apropo. În ambele aveți de învățat de evolua din ambele. Poate e o altă persoană, semn de pământ, foc, aer, foc, dar hai să vorbim de două case. Poate una e la pământ, alta este în aer. Da? Vilă, bloc. Variază. O nouă realitate, o nouă, da? O nouă lume. Realitatea de acum nu mai e cea de atunci. De-aia vorbim de realități. Apropo de focul acesta, poate e pasiune. Poate sunt două relații pentru unii dintre voi. În ambele ați simțit pasiune sau pentru ambele persoane ați simțit sau simțiți pasiune, însă este total diferită. Să zic, pentru că este roșu alături de verde, sunt opozițiile, da? Complementarul. Interesant, e o chestiune și de... vibrații, aud. Dar, hai să vorbim roșu cu verde. Poate sunt două relații paralele sau, pentru unii, vor fi o relație veche și o relație nouă. În această nouă realitate, veți vedea, renunțați la o relație pentru cealaltă. Dar nu obligatoriu. Deocamdată, în vechea realitate, au fost în paralel. Ce-o fi, variază. Ori poate să fie soț și copil, am zis. Dar pentru alții, poate e o anumită persoană care are o relație și cu voi și cu o altă persoană. Însă, focul acesta în relație cu persoana verde, care ține de pământ, se privesc față în față. Sunt în opoziție. Da? În cercul culorilor sunt, în teoria culorilor sunt în opoziție. Și totuși, verdele conține și albastru și galben. Exact ce nu are roșu. De-aia zis, aveți ceva de învățat. Elementul de pământ nu are... interesant. Verba, spiritualul, pasiunea celuilalt. Elementul de foc nu are, deși am zis că dezvoltați un soi de abundență total diferită în contextele astea, sau voi sau o anumită persoană din viața voastră. Persoana roșie în relație cu persoana verde. Își pierde spiritualitatea. Interesant. Nu are galben și albastru. Galben și albastru. De ce? Pentru că spiritualitatea, energia, galben nu ține de încredere, de solar, da? Albastru de aer, de mental și totuși vorbim de... combin chestii care țin de elemente primordiale de pământ cu niște chestiuni, informații pe care le știu din teoria culorilor. Așadar, nu vă mirați că vin mesajele altfel decât credeți voi. Dar, e un adevăr. În acest context, nu de fiecare dată, nu generalizați nimic cu semnele de pământ. În acest context,
Persoana verde este foarte pragmatică, foarte orientată către material, către bogăția, abundență, să am, să am, să am, și își anulează energia divină, conexiunea cu divinitatea. Poate că a fost sau este un anumit tip de atracție sau a fost o atracție cu focul acesta între voi doi. E un magnetism. Însă, foarte interesant, în paralel este roșu cu albastru. Roșu cu albastru. Și ele sunt total diferite pentru că unul e cald, altul e rece. În teoria culorilor, dragii mei. Combini mesajele. Însă, este focul cu aerul în alte teorii sau din alte perspective, cu alte cuvinte, chiar dacă persoana pare mai rece, stimulează pasiunea celuilalt. Pasiunea celuilalt încălzește mentalul sau spiritualul. Cel care este cu albastru ar putea să fie o persoană foarte spirituală. Și atunci, ori, o persoană, bărbat, femeie, are două opțiuni, una practică, pragmatică, cealaltă spirituală. În ambele avem pomi, aveți pomi sau au pomi, da? În ambele, repet, se manifestă și stabilitate și un soi de abundență. Însă, roșu cu verde este abundență pur materială, în cealaltă este și spirituală. De ce simt nevoia să zic și? Nu știu. Pentru că așa sunt ghidată, să zic, și spiritual. Interesant, de ce? Pentru că roșu și albastru sunt culori primare. Nu se pot amesteca. Verdele este culoare secundară. Se obține din culori primare. Cu alte cuvinte, în relația roșu-albastru, iar vorbesc în termeni. Așa sunt canalizările, dar, dragii mei, haideți să înțelegeți, când canalizăm din alte dimensiuni, din alte spirite, ei nu vorbesc limbajul nostru, ei folosesc sunete și imagini. Noi suntem provocați să găsim mesajul. Așadar, eu vă transmit, voi înțelegeți, adaptați la viața voastră, la situația voastră. Roșu și albastru sunt culori primare. Eventual împreună poți să aibă galbenul. E o chestiune de trinitate, da? Și atunci în momentul în care manifestă împreună galbenul, care înseamnă solarul, interesant, poate să fie și un copil sau un proiect, da? Încrederea. Creșterea spirituală între ei doi, reușesc să se completeze altfel decât se completează roșu cu verde. În sensul că în sensul că reușesc să manifeste plinătatea sau împlinirea, cum vreți voi, complexitatea, completarea, adăugați câte sinonime vreți, da? Manifestând galbenul împreună, pentru că amândoi sunt puternici, sunt independenți, sunt primari, fără să-și afecteze individualitatea, asta e partea faină. Și interesant, roșu și albastru sunt flăcările gemene, da? Acuși, la roșu și verde, da? Verdele are galben și albastru. Dar le-a adus pe pământ ca să creeze, da, nu zic musai că e mai prejos, pentru unii poate să fie o persoană pur materialistă, pentru alții este o persoană care, nu zic musai că nu-i pură, nu e chestiune de puritate, că vorbim acum de culori pure. E o chestiune de individualitate. Da, persoana verde, iar vorbesc simbolic, care își dorește abundență, care manifestă abundență. Da?
nu are o personalitate atât de originală, de independentă, de... Eventual, sunt multe mesaje. O poate descoperi într-o altă, iar, apropo de realități, într-un nou ciclu. Dacă n-ați știut exact cine sunteți, puteți să descoperiți că sunteți. Da? Dacă vă simțiți că sunteți în această poziție, puteți să descoperiți exact în opoziție, da? Că sunteți de fapt. Individualitatea voastră este altfel decât cea în care v-ați obișnuit. Da? Acum avem roșu și roșu de două ori, verde și albastru. Așa este să fie. Dacă aveți de-a face cu un bărbat sau o femeie, nu știu. Posibil să fie semn de foc, am zis, în relație cu semn de pământ și cu semn de aer. Și trebuie să aleagă. În ambele găsește stabilitatea, însă e o stabilitate total diferită. Da? Vedeți, interesant, și aici e o casă, da? Dar poți să fii în casă sau în afara casei. Dar casa să fie acolo, da? Stabilitatea, structura, fundația. Însă, eu cred că sunt două relații. Pentru un număr de ascultători, aveți de ales, ori un bărbat la care vă gândiți are de ales între două femei, ori voi, dacă sunteți femei, între doi bărbați. Sau urmează. Și dacă nu-i bărbat, repet, poate să fie rudă sau colaborări, două tipuri de colaborări. Pentru casa înseamnă stabilitate și nu înseamnă musai. Poate să fie un loc de muncă, da? Este că e un paralelism. N-aș vrea să cred că e viață dublă, dar în ideea că poate sunteți mamă, repet, și trebuie să împărțiți energia, apropo de foc, și cu partenerul, partenera sau cu vreo rudă și cu copilul, iar variază. E interesant, persoana de aer ar putea să fie o persoană mentală, intelectuală. Nu e obligatoriu, dar ca să vedeți pe unde vă aflați sau unde sunt, da? Simt nevoia să vă dau niște litere pentru unii dintre voi. Pentru unii poate martie să însemne ceva, iulie să însemne ceva. 11, 4. Acum, ce mai avem? 8 văzusem, da, 8. Acum să vă dau litere. J, L, V, B, U, L, I, G. Și cam atât. Jonglați-vă, creați-vă cuvinte, ce-o fi, da? Am spus că la această farfurie am fost ghidată să asociez acest cristal, această sferă de jaspe roșu, roșu, apropo de roșu de pasiune, da? Dar roșu e și prima chakra a stabilității. Probabil că aveți o problemă cu stabilitatea unii dintre voi sau persoana la care vă gândiți. Iar semn de foc pentru unii, dar nu obligatoriu, persoană pasională sau o pasiune sau atracții, două tipuri de atracții. Însă am zis într-un tip de atracție, persoana vă stimulează independența în cealaltă. Interesant. Ori trebuie tot timpul ghidată persoana cealaltă, ori dimpotrivă nu știu, vă influențează independența, nu știu cum. Poate că vă judecă că sunteți prea independenți și că nu sunteți ca ei.
secundari, da? Conformați sistemului. Nu știu, sunt mesaje, selectați-vă mesajele. Dar e o sferă, e o lume și o nouă lume. Un capitol încheiat. Poate, a, interesant, poate sunt relații la distanță. Wow! Peste hotare. Hupa! Posibil. Posibil. O relație aici și o relație peste hotare. Interesant, mersi. Dar spuneam de o încheiere de capitol mare și deschiderea unui nou capitol, apropo de nouă realitate, de, da, realități paralele. Realități paralele. Acum sunt în paralel. Ca și când două programe se suprapun, nu mai înțelegi nimic. Trebuie să alegeți totuși programul. Apropo de frecvențe. Într-o relație sunteți într-o frecvență mai joasă, într-o relație sunteți într-o frecvență mai înaltă. Dar alegeți. În ambele aveți lecții, aveți de dezvoltat, de manifestat diferite sau cel puțin două tipuri de abundență. Farfuria asta e veche, e veche, veche. Am luat-o din anticariat. În momentul în care vreți să manifestați această nouă realitate, va trebui să vă curățați vibrația de karmele și de ce se mai adună și într-o relație și într-o realitate. Interesant, interesant. Chiar dacă nu-i semn de foc. Interesant, poate nu e semn de aer, poate e apă, apropo, deși îl văd mai spre violet, dar în fine. Chiar dacă nu vorbesc despre un personaj cu marcaj în semn de foc. Focul, de fapt roșul, da? Roșul reprezintă scuzați-mă, cum să exprim? Ah, interesant magicianul. What the shit? Magicianul, împăratul, marele preot, justiția în tarot. Sunt toți îmbrăcați în roșu. Deci aveți de manifestat. Poate sunt chestiuni legale ca să lăsați o relație să manifestați o alta. Sau dacă e distanță, tot așa, eu știu, reguli, sistem, apropo de împărat și marele preot, culturi diferite, religii sau, eu știu, familii diferite. Asta în cazul în care sunteți peste hotare sau chiar aici, în fine. Dar roșu, am zis, afară de stabilitate, simt că ține și de... De... Lăsați-mă în ritmul meu. Spiritual. Da? Am zis. În ce formă? Nu mai știu cum am zis. Însă, creștere spirituală, Stairway to Heaven, nu? O manifestați în ambele relații, însă într-una mult mai repede. Cred că în relația roșu cu albastru, are, eu tind să cred că reprezinte aer în sensul de mental, de vizionar, de mare preoteasă. În relația cu albastru, cu flăcăra geamănă. Vă descoperiți spiritualul mult mai repede decât în cealaltă relație. În cealaltă puteți, riscați să fiți ori judecați, ori să vă consumați prea multă energie și să nu fiți înțeleși. În fine. Dar sunt alegeri de făcut. Dacă nu sunteți voi, eu un anumit persoană, un bărbat, o femeie, da? Care trebuie să aleagă între voi și altcineva. Unde sunteți voi, voi știți. Da? Dar pentru unii, schimbare de casă, de locație,
Poate chiar, ha, interesant, poate chiar de țară sau oraș. Sunteți în mișcare, da? Sunteți în mișcare. Mare grijă la intruși. Aveți și entități și persoane care se bagă în relația voastră, în ambele. Așadar, mare grijă. Interesant este, și la voi și la numărul 2 am avut ceașcă. La numărul 1 n-am avut, așa a fost să fie și așa am fost ghidată să leg acea carte, acea farfurie. Interesant, poate cultura japoneză sau Orientul să fie important pentru unii dintre voi. De ce auzi Nepal? Am auzit Nepal, dar Nepalul e tare. În fine, pentru unii dintre voi, primăvara, să însemne ceva, am zis martie, dar nu obligatoriu, poate să fie și aprilie și spre mai. Patru, interesant, sunteți la răscruce de drumuri. Trebuie să aveți credință. Să alegeți. Nu musai în mod tradițional, cât evident, din suflet. În fine, bine, alegeți ce vreți. Voi, eu dau mesajele. Asta este ceașca. Până la urmă se vor face alegeri. Am zis, în această nouă realitate, unii vor păși cu sufletul pereche, alții fără suflet pereche, urmează să-l caute sau să-l creeze. Voi sunteți printre, cred. Acum e interesant, aud că unii ați ales numărul 1, alții ați ales numărul 2. Interesant, în cazul în care ați ales numărul 1, probabil că ați pierdut pe cineva drag, și persoana respectivă este sus. Interesant. Deci sunt trei, da? Sunt trei aici. Sunt trei. Însă, a patra, știți cum e? Am descoperit-o. Ia uitați-o. Vedeți? Ia uitați-o. În relief. N-am văzut așa ceva. În lumină se vede și mai și. Am mai multe mesaje. Variază. Dacă, doamnelor, sunteți, vă gândiți la un bărbat care are de ales între voi și cealaltă femeie, văd totuși albastru aici, energia spirituală. Femeia, marea preoteasă, mai bine zis, un soi de regina de spade, femeia, da, care gândește, care vorbește, elocvent, frumos, inspirant. Și nu mai este regina de monede. Nu mai e regina de monede. Nu mai e persoana verde. Posibil. Pentru unii să fiți aleși. Sau poate voi, da. Persoana. Lăsați-mă să simt ritmul meu, da? Vă rog. Nu aștepta să zic în continuu, așa, în continuu. Nu știu de ce. Persoana cealaltă va fi o memorie. Aud. Va fi o memorie. O amintire în sensul ăsta, memorie.
O amintire. Acum, ce înseamnă acest albastru? Variază. Dacă voi alegeți creșterea spirituală sau persoana care vă stimulează, vă ajută în creșterea spirituală, vă felicit din punctul meu de vedere. Cum să formulez? Persoana care este încă fixată pe material, e interesant. Da, va ajunge o amintire. Și ce simt? Nu vreau să vă sperie, dar poate deja știi, poate deja unii dintre voi ați pierdut o mamă sau o rudă. Simt că acest verde ar putea să fie o rudă pentru unii. Neapărat soție? Poate să fie mamă sau bunică. Este greu. Însă, nu e nicio tristețe. Totuși. Pentru că în această nouă realitate, cu sufletul vostru pereche, veți descoperi, de fapt, adevărata voastră personalitate. Vă veți da seama că ceea ce credeți că sunteți este total diferit. Simt nevoia să pun apă. Am vorbit? Asta e așa, am vorbit. Vorbește. Ori simțiți nevoia să vorbiți cu persoana albastră cu care comunicați foarte bine. Eu am auzit vorbește. Ori pe... Da, nu știu. Cineva își dorește să vorbească cu voi. Cine? Nouă de bute. Persoana care a trecut prin foarte multe. Da, persoana de foc. Care trebuie să învețe din suferințele sale, care are granițe destul de mari, personale și încercări. Vorbește. De ce am auzit? Vorbește. Da, uite, interesantă, la femeia albastră. Persoana albastră, neapărat femeie, persoana albastră. Vorbește. Cineva vrea să vorbească și voi trebuie să ascultați.
Asta poate să însemne să ascultați intuiția, apropo de Marea Preoteasă, să vedeți semnele ca să puteți să faceți alegerile sau mutările sau schimbările, că am zis că dacă este peste hotare sau în altă localitate, sau să știți cum să vă mișcați, cum să manifestați acest nou. O mare dorință de iubire. O mare dorință de iubire. Aceste alegeri, da, implică, da, iubire. Cum să iubești și să nu te pierzi în această dragoste? Cum să rămâi independent? Să nu... Pentru că atracția e foarte mare. Vă conectați profund unul la celălalt, pentru unii, nu pentru toată lumea. Și totuși, cum să rămâi independent? Eu cred că veți primi ajutor divin. Oh, interesant. Pentru unii veți... Oh, pentru persoana îmbrăcată în albastru, mă special. Poate chiar voi aveți de făcut alegerile între două persoane, am zis. Nu doar persoana roșie. Nu mă interesează unde sunteți, dar sunt alegeri importante de făcut. Însă, persoana în albastru aude, vorbește și aude, primește lumină, primește, da, duh. Probabil că de-aia apare aici, undeva în eter, într-o dimensiune mult mai înaltă. O variantă. Sinele vostru superior activează niște daruri pentru cei care aleg ori relația spirituală, ori creșterea spirituală versus cea pur materială. Sunt alegerile voastre. Destinul, până la urmă, voi vi-l faceți, dar dacă ascultați, vi-l faceți, vi-l împliniți. Dacă nu ascultați, îl împliniți mai greu sau deloc, în fine. Sunt niște chestii. Imprint. Una dintre persoanele astea despre care am tot vorbit are o putere de, nu știu dacă e conștientă sau nu e conștientă, are putere de a imprima sufletul celor cu care intră în relație. Probabil că e un puternic manifestor. Și când vorbesc de manifestor, nu mă refer nici la zodii, nici la aure, mă refer la ceva, prosperitate. Așadar, dacă ați stat în relații bazate pe bani și refuzați relația spirituală, să știți că puteți să faceți bani și cu relația spirituală. Pentru că e... Changing, interesant, patru, apropo, de răscruce de drumuri. Trebuie să schimbați această nouă realitate. Eventual, dacă vreți. Empatie. Da? Empatie. Unu și doi, magicianul, Marea Preoteasă. Dacă aveți empatie unul față de altul, puteți să creați împreună și să vă schimbați realitatea și să vă schimbați felul în care vă simțiți stabili. Că poți să fii stabil în mișcare. Înțelepciune, interesant. Băi, ce numere? Deci, 1, 2, 3, 4 și 5. Aveți înțelepciunea să creșteți, să alegeți.
Și 5. Pentru unii va vorbi. Vă va vorbi divinitatea într-o formă. Sau alta, nu știu cum. Dar trebuie să și cereți. Trebuie să cereți, să vi se vorbească. Și să ascultați și să înțelegeți, să aveți înțelepciunea să înțelegeți. Și din detalarea asta. Nu e pentru oricine, dar fine. Wow, ce frumos! Mai! 36. 3 și cu 6, 9. Eremitul. Vedeți dincolo de aparențe. N-ai zis că o persoană e foarte spirituală, marea preoteasă, eremitul eventual. Activați-vă. Dar eu nu cred că e vorba doar de activare, interesant. Este vorba de unii dintre voi de la numărul 3. Ori alegeți persoana aleasă de divinitate pentru un scop, nu mai zic cum, ori voi veți fi aleși. De ce au shapeshifter? De ce? Pentru că, interesant, sunteți, deci cine se activează aici la numărul 4? Da, trebuie să alegi, corect, evident. Va primi niște daruri foarte, foarte puternice. Puterea de a vedea în această lume materială, dar de a vedea și în alte spații, interesant, de a călători, de a vedea în alte spații. Seeing beyond. Earth Magic, wow, numărul 1. 6 și cu 3, 9, încheiere de ciclu și nu, o nouă lume, apropo de o nouă realitate. Aveți puterea să vă creați lumea, relația, dar, what a shit, ce diferență. O avertizare. Cineva practică magia cu pământ. Nu zic mai mult pentru că n-are rost să zic mai mult, este suficient. Însă, așa crede că va crește spiritual. Mare greșeală. Creșterea spirituală nu este, bine, e o etapă pentru cei care nu pot mai mult, da? Pentru cei care rămân în zona asta, mersi mult de cartea asta, că, da, pentru cei care rămân în zona materialului, a terestrului, magia este, vrăjitoria este o cale prin care să manifeste anumite lucruri. Însă, băi, spiritualitatea n-are nicio treabă cu chestia asta. Nu, n-are. Oamenii spirituali nu practică magia. N-au nevoie. Nu au nevoie de magie. Magie pentru cei care vor să altereze, să modifice această realitate, da? Unii au, alții au impresia că au această putere. Însă, am zis, cine alege persoana divină va fi... foarte protejat. Pentru că la acest număr 3, e o persoană sau dacă nu, cum să explic? Pentru unii, trebuie să alegeți voi creșterea voastră spirituală dincolo de atracțiile sau nevoile materiale. Voi trebuie să alegeți. Dacă alegeți creșterea spirituală, veți trăi și veți vedea cu ochii voștri. Și cu ochiul astral, și cu al treilea ochi, și cu ochiul material. Nu știu, sunt trei tipuri de ochi. Dar în momentul în care alegeți această creștere spirituală, și vor fi puțini la numărul 3, am zis, veți rămâne în sufletul colectiv, în
Mult timp. Oamenii cu care vă veți întâlni își vor aminti și vor povesti despre voi. Iar voi veți fi învăluiți din ce în ce mai sus. Dacă alegeți. Dacă nu alegeți, partea a doua. E problema voastră. Ideea este să vedeți dincolo de nevoile materiale. De ce simt nevoia să-mi iau pe o carte? Am luat deja. De aici. Uai, ce interesant. Unii dintre voi aveți de ales dintre... Știu că sună ciudat. O ființă astrală. Starseed. Venită pe pământ. Și un simplu om. Sau femeie, ce-o fi. Persoana care e simplu om practică magia. Persoana care este... Nu toți sunteți. Dar cei care crește spiritual faceți diferența. Taur. Wow, taur. Evenimente neașteptate. Trezire spirituală. E o biserică interesant. Lucrurile se dărâmă ca să poată să fie construite. Interesant, turnul poate ați vrut, unii dintre voi ați vrut să ascultați numărul 2, alții numărul 1. Asta e, nu vă pun să ascultați toate numărele. Se reconstruiește templul, credința, pentru cei care aleg spiritualul. Pentru cei care aleg materialul, vor trăi... Da, ia uite, justiția se face dreptate. Ia uite, roșu și albastru, dar relația roșu și albastru. Asta cred că totuși se va manifesta pentru un număr de ascultători. Pentru cei care nu aleg spiritualitatea, ajung la numărul 1. Roșu și albastru. Unul simte foarte mult, altul vede. Interesant, ea, deși interesant, ea e roșu. El e albastru. Dar vă ajutați. E ca și când vă completați simțurile. Doi de băte. Da, doi de băte. Tot flăcări gemene într-o formă sau alta. Da? Două flăcări. Da? Două flăcări. El încă nu vede. Dar trebuie... Dar simte. Trebuie să-și asculte sufletul. În momentul în care își ascultă sufletul, începe să vadă mai multe. Interesant, și aici e fereastră. Interesant, foarte interesant. Și aici este fereastră. Nu mai am pus apă, da? Dați în urmă. Era o fereastră, da? E ca și când vezi dincolo de realitate, da? Justiție. Prin ce treceți ca și concluzie în următoarea perioadă, evenimente neașteptate, dar care vor aduce dreptate în viața voastră? Cei care au fost nedrepti față de voi, își vor plăti karma, iar voi vă puteți orienta cu încredere în protecția divină într-o nouă direcție, nouă casă, eu știu, călătorie, că tot am vorbit, da? Urmează trei de bute care înseamnă călătorie, către patru, către stabilitatea aia. Specială, nu e orice fel de stabilitate, da? Patru de bute. Ok, mai ia, că tot a fost. Ia uite, 8 de bute, călătorie, clar. Comunicare. Fine, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine, ciao, ciao!